acolo, parcă cu un gând parazitar în cap. Asta a fost debutul meu în cărțile pentru copii și m-am bucurat să citesc pe nerezultate această carte într-o noapte. Am adormit cu cartea în brațe la ultimele 10 pagini și am recitit la prima oră de dimineață și am citit-o cu mai mulți ochi, pe de-o parte cu ochii de scriitoare și am fost fascinată de frumusețea acestei cărți. Aș putea o numi o carte în jucărie, o carte foarte rotundă, care s-a sprijinit așa pe două mâini, care au fost ca niște piloni. Locul acesta al mâinilor m-a învârlit cu toată cartea și eu am simțit cartea mângâindu-mă. În același timp, la un moment dat, când eram la începutul carierei mele de mamă, am început și eu să fac propriile greșeli, ca mamă, să țin la proprii copii și a apărut că mai mi-a frică să nu cumva să nu fiu o mamă bună. Și văzându-mi aceste greșeli, la un moment dat am început să scriu despre ele și să caut și alți părinți care să împărtășească, să mai mă simt, dar eu cea mai rea mamă din lume, așa cum i-am zis de la 4 ani. Și am primit foarte multe povești impresionante ca aceasta. Și cred că fiecare poveste are o foarte mare valoare, pentru că noi ne oglindim. În momentul în care vedem încă o poveste grea, și aici sunt o grămadă de povești de modelezi de suferință, putut să existe în singură viață de om, nu că ne simțim mai bine, dar nu ne mai simțim singuri. Și asta cumva ne aduce la ideea că suntem cu toții unii, suntem cu toții o singură persoană mare, putea spune. Ei, cu ochi de scriitoare a fost impresionat. Cu ochi de mamă am venit la un moment dat, oare cum ar suna în cartea fiicei mele. Și au fost momente în care mi-a stat mă gândit și momente în care mi-au dat lacrimile și am empatizat și cu mama și cu fiica. Apoi am citit-o și cu ochi de fiică. Nu știu dacă e aici cineva care nu și-a judecat vreodată mama, dacă e să ridice mâna sus. Nimeni nu ok. Nu v-a judecat mama și-a dat. Felicită. Da, și acum credeam eu că, uite, eu credeam că am avut o mamă bună, dar la un moment dat am simțit și eu anumite nevoi neîmplinite și am suferit și am judecat. Mama mea învățătoare, atât este de bună și de minunată, în schimbarea mea de iubire este critica. Și am crescut 4 de ani cu acest schimbar, dacă m-ar fi văzut acum, mi-ar fi zis să ți-ai luat o roche. Te-ai dus așa, mergi la lansarea de carte și ea îmi spune cu toată iubirea din lume. În schimb, eu nu simt că vine iubire la mine. Și deseori mi-am judecat și eu mama și tot timpul mă gândesc că am făcut pace. Acum însă mi-am dat seama, cred că vesteam ceva, acum ceva vreme fetiței mele despre cum mama mea nici mie nu mi-a spus că mă iubește, deși ar face absolut orice pentru mine și mi-arată. Ea are un limbaj de iubire pe fapte, pe servicii și nu pe cuvinte. Mi-arată sub toate formele că mă iubește. Deși eu le spun copiilor mei în fiecare zi că de mult iubesc, îmi dă seama că fiindcă nici eu nu i-am spus mami, doar că plângurile ea îmi spune. Dar eu nu mi-am făcut partea mea, eu nu am dus spre ea să-i spun asta și poate nici ei i-a spus mama ei. Și o să plec de aici, să sunt mama. Și îți mulțumesc pentru... nu mi-am luat șervețele, așa că o să mă obțin. Am citit cu ochii acestea de fiică, cu foarte multă empatie față de mama mea. În același timp, noi trăim anumite teme în diferite relații. Aici este relația mamă-fică, eu trăiesc foarte multe din relația din carte mamă-fică, trăiesc cu soțul meu. Și ceva ce am învățat și încă învăț acum, la 41 de ani, este iertarea. Nu credeam cum e poezia aia, nu credeam să învăț. Cam așa am ajuns. La 41 de ani am avut o revelație că eu până la vârsta asta am simțit că n-am înțeles cu adevărat iubirea.
Și eram, Doamne, atunci am citit atâtea cărți și la rândul meu am scris și nu am înțeles cu adevărat iubirea de Codiță. Da, da, da. Și în același timp, citind cartea, am simțit, deși s-au perindat Margareta copil și Margareta adult și Margareta mamă și așa mai departe, am simțit de la un cap la altul copilul. Copilul Margareta. S-a terminat cartea și am văzut tot copilul acolo. Și cea mai interesantă parte pentru mine este pagina aceea albă de la sfârșit. Și ultima pălărie cu care am citit cartea este pălăria mea de Dream Manager. În momentul acesta lucrez cu oameni pentru a-și împlini visurile cu mai multă ușurință. Și deși avem tot felul de instrumente, ceea ce e central în această știință a visurilor este liniștea sufletească. Putem să ne planificăm visurile în fel și chip, dar în momentul în care liniștea noastră sufletească e șubrezită, tot timpul vor veni gânduri, vor veni regrete, vor veni suferințe, vor veni sabători peste noi. Și poate această expoziție ar putea să fie în toată lumea și m-ar bucura să se întâmple, să se întâmple asta, pentru că sunt fabuloase aceste tablouri. Și pentru ca visurile să ajungă la cel mai înalt nivel, liniștea este un concept central. Ce am mai învățat tot așa lucrând cu mulți oameni și mergând eu însă la tot felul de evenimente, cursuri și terapii, am învățat că sunt oameni care au putut să facă pace și să-și ierte părinții, inclusiv după moarte. Au putut să lucreze cu o mamă pe care au creat-o ei și cu care au făcut un proces cu un terapeut. Și mă simt foarte recunoscătoare că în vremurile noastre avem acces la atâta informații și la atâția specialiști, și la terapie, și la constelații, cum spunea Daniela. Și asta este un privilegiu pentru noi, pentru că avem oportunitatea de a lucra mai mult cu noi și de a putea să ajungem să iertăm. Și pentru că tot spunea Daniela despre somatizare, a nu putea să iertăm, se duce în corpul nostru. Și iertarea ne este nouă benefică. Asta e procesul la care am ajuns eu, după luptele și lucrul meu cu mine. Mulțumesc foarte mult și felicitări încă o dată. Este fabuloasă, sper să ajungă la milioane de oameni în cartea. Și mă felicit pentru că ați ales vocea Aurorei și blândețea cu care ea a putut să spună povestea aceasta, chiar s-a dus spre sufletele noastre. Eu mă ridic în picioare cu mânică. E de formație profesională. Sunt actriță și nu cum pot să stau să vorbesc. M-am pregătit, am citit. Mi-am spus toate lucrurile care trebuie spuse și acum, de când m-am raportat și cu carte și cu atmosfera, tot vine în inima mea un cânte, tot vine un cânte. Dacă e posibil, eu v-aș cânta un cânte. Da, hai să cântăm un cânte.
Da, păi că nu mă doare didurutul. Da, păi că nu mă doare didurutul. Că mă interior, pentru că toate experiențele pe care
Noi le-am avut ca și copii la toate vârstele. Au rămas introiectate în psihicul nostru și astăzi ne afectează ca și adulți. Și da, fiecare dintre cei prezenți aici aveți acel copiluț interior, chiar dacă poate nu v-ați conectat niciodată cu el. Și uneori reacțiile noastre exagerate, suferințele noastre de astăzi, nu sunt ale noastre, ale adultului, ci ale copilului interior. Copilul care poate simți frică la un moment dat, care poate s-a simțit abandonat, respins și așa mai departe. Și atunci vorbim de, iată, acele experiențe care poate au fost dureroase în copilărie, experiențe în care poate te-ai simțit abandonat, trădat, nevăzut, neiubit, nemângâiat. Și aici vorbim de copilul umbră sau fetița sau băiețelul rănit, acea margă care a tânjit toată viața ca și adult după iubirea mamei, mângâierea mamei, ca mama să o vadă și să o recunoască, să o valorizeze. Dar partea bună este că aici, interiorul nostru, noi păstrăm și experiențele copilului fericit. Acea parte din noi care a experimentat momente de bucurie intensă, când poate ieșeam și ne jucam cu copiii și uitam să ne mai întoarcem acasă, când ne-am simțit iubiți, valorizați, în siguranță. Și eu mi-amintesc cum făceam cu sora mea, ne făceam ojă, pisam cărămidă și puneam lipici și eram așa de fericite. Sau iarna ieșeam și ne jucam până nu ne mai simțeam mâinile, eram acolo prezente 100% în ceea ce făceam. Și iată că de la acest copil lumină sau fetiță, băiețel, fericit, noi ca și adulți avem de învățat. Pentru că poate că am uitat acea parte din noi care avea vise mărețe, care credea că totul este posibil. Și acea parte care știa să trăiască momentul prezent și să se bucure de lucrurile simple. Și în această carte, iată, este acea Marga care era în prezența tatălui și se simțea acasă, se simțea în siguranță, se simțea iubită, se simțea văzută. Și vedeți voi că această parte de copil interior este în fiecare dintre noi. Și partea rănită, și partea aceasta fericită. Și ce putem noi astăzi să facem, ca și adulți, este să mergem să aducem vindecare copilului rănit. Pentru că astăzi poate că părinții noștri nu mai sunt. Sau poate că și dacă sunt, ei nu mai îndeplinesc rolul acela de părinte pe care îi îndeplineau când noi eram mici și aveam nevoile respective. Și fiecare dintre noi poate să devină părintele acela hrănitor și iubitor de care am avut nevoie când eram copii. Să vedem această parte din noi, să mergem către copilul acela rănit și să ne imaginăm cum ne așezăm acolo, la nivelul lui și-l ascultăm. Care sunt nevoile? Ce ai nevoie de la mine? Și să-i spunem aceste părți din noi. Că o iubim, că este în siguranță, că nu mai este niciodată singură. Și nu mai este nevoie să treacă prin diverse dureri singură, pentru că problema copiilor care este și de unde apar traumele din copilărie, de fapt? Nu neapărat de la ceea ce se întâmplă, ci de la faptul că nu există un adult care să îi însoțească în ceea ce s-a întâmplat. Un adult care să îi îmbrățișeze și care să le asigure confort, siguranță, înțelegerea situației respective. Și vestea bună este că, da, fiecare dintre noi putem să fim un părinte cald, iubitor, pentru copilul acesta rănit din interiorul nostru. Și în același timp să nu uităm să ne conectăm din când în când cu acel copil fericit și să-l aducem și astăzi, deși suntem adulți, așa poate prea serioși uneori, să aducem acest copiluț în ziua de astăzi. Traumele din copilărie pot să fie multiple. Poate cineva a experimentat în copilărie divorțul părinților, poate că cineva nu a avut propria cameră, a simțit că n-are intimitate. Poate ți s-a aruncat jucăria preferată. Poate ai suferit abuzuri psihice sau fizice. Și poate nu te-ai simțit iubit. Poate a uitat părintele să te ia de la grădiniță, cum s-a întâmplat și în cazul meu. Sau stăteam la bunici foarte multă vreme și ai simțit abandon atunci ca și copil.
Însă fiecare simte diferit și atunci poate că doi frați au crescut în aceeași familie, au avut aceeași poveste, însă fiecare a introiectat diferit ceea ce s-a întâmplat, a experimentat diferit. Și pentru cel care a avut o trăire emoțională intensă a unui astfel de eveniment, s-a format această traumă. De aceea, da, suntem datori să mergem acolo către această parte din noi și să-i aducem vindecare, să creăm acest spațiu de iubire și doar să fim acolo. Uneori este suficient doar să fim acolo și copilul să se simtă susținut, văzut și să primească ceea ce poate părinții nu au știut. Pentru că, în general, părinții nu au știut. De asta nu trebuie să-i judecăm și iar să-i iertăm. Pentru că au făcut cum au crezut ei mai bine și părinți perfecți nu există. Și fiecare dintre noi care suntem părinți știm ce înseamnă această meserie full-time de părinte și niciodată nu este ușor și nu ai cum să permanent să știi cum procesează copilul tău ceea ce tu îi oferi. Aurora, felicitări! O să aduci cu această carte multe, multe conștientizări pe această temă. Și Margareta, mă bucur tare mult că ești astăzi aici alături de noi și iată că ne încânți prin experiențele tale transpuse în această artă minunată. Mulțumesc frumos! Mihaela, trebuie să pleceți. Mulțumim, Mihaela. Să o vedem pe Marga, pentru că, de fapt, ceea ce am, identificat în poveștile ei a fost acest trigger al fetiței de a fi văzută. Și ea nu a stat. Nu a stat niciodată. Nu s-a complăcut în situația de victimă care să stea deoparte și să-și plângă de milă. Mereu a căutat ceva să-i aducă satisfacție. Mereu a vrut să facă mai mult, să se întreacă pe sine. Pe de o parte, pentru că a vrut să fie văzută. Faptul că mama ei nu o vedea, nu îi vedea toate eforturile, toate strigătele de iubire, și undeva am spus că pe părinți poți să iubești sau să înveți să iubești. Ea a ales să învețe să iubească, pe mama ei să învețe să iubească. Iar ieșirea din criză a fost arta. Chiar și atunci când a trecut prin un episod clinic pe care pe alții i-ar putea doborâ, ea a ales să se arunce cu toată puterea în pictură și vedeți. Sunt aici două doamne care mi s-au alăturat în lupta împotriva cancerului. După 66 de minute, îi trimiteam Aurorei un mesaj în care îi mulțumeam frumos pentru carte, pentru că o terminase. Deci, din punct de vedere al cărții,
pe lângă mesajele interioare, de care ne găsim mulți în el, și multe erau unei cărți foarte bine scrise, este o carte bijuterie. Și mai sunt ceva. Sunt un om foarte optimist. Și mă uit, am citit cartea asta, și mă uit la aceste tablouri, și Margareta, că nu pot să spun Marta, vreau să spun Margareta. Așa te cheamă, nu mă uit la treabă, vreau să spun Margareta. Apropo din Margareta, scuză. Când am devenit o artistă, colaborator în Asatura Art, Genova, i-am cerut părerea criticului de artă, cum să mă semnez și cum să încep viața mea de artist, cu ce nume. Ea s-a uitat, Flavia, te reprezintă Margareta. Ce vreau să vă spun eu? Viața Margaretei se și cheamă carte așa, strigătul rămilor. Nu a fost ușoară. Vorbim de un om tenace. Un om care a avut puterea să spună la două mariaje care n-au mers bine, vreau să merg înainte și vreau să găsesc ceva mai bine. Și l-a găsit pe Traian, la plus 40 de ani și sunt frumoși împreună după 30 ceva de ani, nu? Eu mai frumoasă. Bineînțeles. Și așa și trebuie să fie. Dar dacă Margareta nu ar fi avut această viață, cu tenacitatea, cu lupta ei. Dacă aceste tablouri ar fi fost numai nuanțe de frumos, probabil că Flavia Motoleze nu i-ar fi spus hai și mai pictează pentru noi. Viața ei este în culoarea unei cărți bijuterii, cu greutățile din viața ei și a unui artist care, dacă ar fi rămas mânitată cu Boja, am trăit frumos în turba și era cu o bunicuță și s-o vădură. Și plângeai mătăvia. Dar în acest moment ești omul ăsta superb în care mă simt onorat să fiu. Și vă mulțumesc ție prin mâna oraș și ție de pe cunosc. Mulțumesc. Nu mai vreau să vă spun nimic. Unde s-ar deschide, are aceeași intensitate și aceeași valoare. Eu o să deschid, eu sunt născută în 27, deschid în 27. Și așa. Nici nu știu când viața mea a devenit o pântă continuă, în așteptarea punctului culminant al acumulării tensiunii prin declanșarea furtunii. Le urmăream vorbele, gesturile, tonalitățile și așteptam să sară scânteia. Mai grav este că și atunci când vorbeau frumos, când râdeau, când se sărutau, eu începusem să văd cum se bat și știam că nu e departe momentul care mă înspăimânta de fiecare dată cu și mai mare intensitate, parcă. Spaima naște moștri. Într-adevăr, și mai înspăimântătoare decât cearta era bătaia în sine. Nu poate fi decât așteptarea lor, cu certitudinea că vor veni, cu incertitudinea momentului în care vor veni. În Crăciun îmi vorbeam dragul cu tata, în timp ce mama pregătea mâncăruri de la bucătărie. Moș Crăciun era o vecină pe care o recunoscusem, chiar dacă nu spusesem, și deja știam că mi-aduce de fiecare dată o pijamă. Când pregăteam masa festivă, eram foarte atentă la ei și cum simțeam tonul mai ridicat sau vreo vorbă mai grea, căutam să zdrângănesc paharele, lingurile, furculițele, așa încât să acopere începutul de scandal între ei. Tata era mai nepăsător, ca și fratele meu. Dar mama devenea un vulcan greu de stins. Doar o pagină, am găsit la oriunde. Dacă deschideți la orice pagină, tot așa de impresie. Tot. Că de-aia e bine. Fiecare dintre noi, sigur, am jucat cel puțin odată jocul de-a mama și de-a tata. Pentru că sunt rolurile de adulți în care încercăm să intrăm când suntem copii. Margă-i întotdeauna i-a fost teamă, a încercat să evite acest joc de-a mama și de-a tata. Tocmai pentru că se lăsa întotdeauna cu violență. Da. Aș putea spune câte trăiri, câte emoții, poate cu cea mai mare intensitate de până acum la un vernisaj de pictură și la o lansare de carte. Nu pot decât să vă mulțumesc din tot sufletul, doamnelor, domnule